Salutare, salutare tuturor! Bine ați venit la Săptămâna Pierdută! Sunt Bogdan Nicolai. A fost o săptămână plină vârf. Ucrainenii au pus-o pe Șoșoacă pe lista dușmanilor de stat. Acum, mă, după ce a trecut iarna, ea știe să se bată doar cu burgeri. A fost dezlegare la pește, frații Tate au fost eliberați din arestul preventiv și plasați în arest la domiciliu, ca să vadă de acasă episodul din South Park cu ei. You right there! The Romanian sex trafficker! Iar la Iași, aeroportul este din ce în ce mai mare, iar drumul către el din ce în ce mai mic. După ore întregi de stat în blocajul de pe șoseaua cu o bandă pe sens, oamenii și-au abandonat mașinile. Au luat și ei ce bagaj au putut să ducă în spinare, au luat copilul pe care îl iubeau mai mult și au fugit să prindă avionul. Proba de 5.000 de metri troller. Mai nou, controlorii de trafic aerian trebuie să dirigeze și traficul terestru. Iași 73, șef, nu te băga pe acolo că îi încurci pe toți. Hai mă, ce dracu! Da, 7046 Iași Timișoara, liber pe pista 2. Rămâi în față pe avarii. Nu tu, bă, Boeing-ule, Opel-ul de Vaslui! Patru vietnamezi au fost prinși pe un câmp din Timișoara în timp ce săpau după popândăi. Băi, eram convins că ne-au trimis doreilor. Unul sapă, iar restul stau ca popândăi. Am înțeles că au o tehnică. Îi prind pe bieții popândăi cu niște bețe și îi bagă într-un bidon de plastic. Ci că în zona respectivă ar locui în jur de 2000 de exemplare. Gustul popândăului este foarte apreciat în Vietnam, precum și gustul altor animale care fac parte din familia tot ce zboară, înoată, merge sau se târăște, respiră sau clipește. Iar acum, tot ce trebuie să știi despre popândău. Numele latin al popândăului este Spermophilus. Popândăul urăște cel mai mult limba latină. Trăiește în colonii, dar fiecare individ are o galerie proprie. Exact ca noi, la bloc. Popândăul are ca dușman natural păsările de pradă, mamiferele carnivore și muncitorii vietnamezi. În episodul viitor vom învăța mai multe despre furnicarul marsupial. Poliția locală a cerut an la rând să îi se dea mai multă putere și i s-a dat. De exemplu, acum pot să-i ceară proprietarului unei mașini datele despre... datele. Dar pe lângă aceste puteri primite prin lege, au primit și puteri de sus. Nu de acolo, de și mai sus. Au primit puteri tămăduitoare. Iar prima minune înfăptuită de poliția locală a fost consemnată săptămâna aceasta la Alba Iulia, unde un bărbat care cerșea într-un scaun cu rotile a fost vindecat sub amenințarea că va fi amendat în caz că nu se conformează la miracol. Și ce să vezi? S-a ridicat, băi frate, s-a ridicat de parcă era hipnotizat și a mai fost și fotografiat de polițistul care aduna probe pentru sanctificarea întregii secții de poliție. Lazăre, scoală-te și umblă și o să ne umble la buzunare de acum încolo. Dar pe ăsta l-ați văzut care a fost deranjat de la petrecere de polițiști în timp ce era la volan? Dați muzica mai încet, vă rog frumos. Bună ziua. Agent principal de poliție, pentru acum documentele la control, vă rog.
Uite așa aș vrea să mor, cu friptura lângă mine, cu berea la schimbător. Uite așa aș vrea să mor, ce să mai moară, că era mort. Rar am văzut un om să se distreze atât de bine singur. Ce chef de chef avea și nimic nu-i lipsea. Mă rog, poate doar o prezență feminină. Când a văzut că polițistul e de fapt polițistă, cred că a zis: Doamne, cât te iubesc de mult și tu pe mine. Iar muzica pe care o asculta era de geniu. Na, 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 gâtule, na, dă-i, 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 nu te lăsa. Băi, este prima piesă pe care o aud în viața mea în care solistul dialoghează cu propriul gât. E o melodie de încurajare. Dă-i, gâtule, nu te lăsa. Că gâtul voia să renunțe, să-l părăsească, vă dați seama. Că dacă nu făcea pauză de la alcoale, nici măcar când conducea de aici până acolo. Și acum îl ducea tot pe gât, fix unde este gâtul lui cel mai rău, la răcoare. După ce parcul Teilor din sectorul 3 a fost amenajat peste o groapă de gunoi, gunoiul iese iar la suprafață. Sub formă de borduri, cum ne-a obișnuit Negoiță? De data asta, nu. E mult mai rău. În parc a răsărit o placă de beton de peste 500 de metri pătrați. Zeci de copaci proaspăt plantați, executați, pentru ca în locul lor să se ridice ce? O spălătorie de mașini. În parc, oameni buni, unde lumea vine să scape de mașini. Totuși, hai să vedem a cui este această spălătorie. Dar cine este proprietarul? Deși vorbim de un șantier, aici nu există un panou informativ de pe care să aflăm cine este proprietarul sau constructorul. Ok, dă-l dracu de panou, să întrebăm la primărie. Nici măcar viceprimarul sectorului 3, prezent la fața locului, nu a reușit să lămurească situația. Nu aș ști să vă spun cine este beneficiarul acestei construcții, cine este beneficiarul acestei lucrări. Am întrebat la primărie cine, dacă, în primul rând, dacă acesta este un teren public sau dacă avem de-a face cu vreo retrocedare despre care nu știm, sau este un teren privat, nu am primit încă răspunsul. Bă, nu se poate așa ceva. Viceprimarul a întrebat la primărie, iar primăria nu i-a răspuns viceprimarului. Bă, mor aici! Bă, tu sigur ai întrebat la cadastru? Sau te-ai dus la portal? Că mă internez la nebuni, cu tot cu tine. Hai să ne imaginăm, de exemplu, că suntem, că nu suntem la stat și că suntem la privat. Uite, Țiriac întreabă la Țiriac grup sau cum naiba s-o numi, cine și de ce a făcut spălătorie în parcul lui Aut. Iar Țiria grup nu vrea să-i spun. Bun asta. Atât pentru azi, dacă vreți, dați și voi un share, că de unde dai share, de acolo Dumnezeu îți dă. Nu uitați că tot ce se pierde, recuperăm săptămâna viitoare. Vă mulțumim, la revedere!